Mai multe persoane care transportau colete cu țigări de contrabandă dinspre frontiera de stat cu ajutorul unor snowmobile au fost depistate de polițiști de frontieră. S-a întâmplat luni dimineață într-o zonă muntoasă de la limita județelor Suceava și Maramureș. La apariția polițiștilor de frontieră, suspecții au abandonat țigările și vehiculele și au dispărut profitând de întuneric și terenul accidentat. În zonă au fost găsite cele două snowmobile și 14 colete în care se aflau 6500 de pachete cu țigări în valoare de 76.000 de lei. Țigările care urmau să ajungă pe Piața Neagră și cele două snowmobile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. Ulterior, polițiștii de frontieră au descoperit că unul dintre snowmobile aparține Asociației Salvamontiștilor Montani Borșa. Tot luni, la poliție a fost depusă o sesizare prin care salvamontiștii au reclamat faptul că vehiculul și o targă pentru transportul răniților ar fi fost furate în noaptea precedentă de la baza pârtiei din Pasul Prislop. Autoritățile continuă ancheta pentru a identifica pe suspecți. În aceeași zi, polițiștii de frontieră au depistat un grup de contrabandiști lângă graniță, în apropiere de localitatea Ulma. Suspecții au reușit să fugă, dar au lăsat în urmă aproape 15.000 de pachete de țigări. Ulterior, în apropiere de Siret, polițiștii de frontieră au observat cu ajutorul aparaturii din dotare câteva persoane care transportau colete voluminoase peste graniță. Suspecții s-au refugiat peste frontieră, dar în zonă a fost găsit un microbuz Mercedes înmatriculat în Ucraina și 8.000 de pachete de țigări. Mașina și țigările au fost confiscate, iar anchetatorii continuă cercetările pentru identificarea suspecților.